Cum te numești și ce clasă ești? Mă numesc Mavriana Madalina, sunt clasa 12. De când faci studiile la examen MD? Din toamnă. Și cum e să înveți la școala noastră? E super, eu cred că e o oportunitate foarte mare pentru noi, persoanele care le vine mai greu să înțeleagă la ore. Aici am reușit să văd o companie mai deschisă și o înțelegere mai bună între profesor și elev. Și eu cred că asta e cheia spre a înțelege matematica. Cu cine faci studiile? Cu domnul Ilia. Și cum e să faci lecții cu domnul Ilia? E foarte interesant. Pe unde glumim, pe unde plângem, dar trecem peste toate problemele și, într-adevăr, eu sunt foarte mulțumită. Prima dată când am venit, prima lecție, eu am spus, wow, eu știu matematică, eu am înțeles din prima. Pentru mine asta a fost un șoc și am decis să merg mai departe. Până la BAC eu o să vin aici. Super. Poți să-mi spui o frază tipică pe care o spune domnul Ilia la lecție? Это не смешно. Da-i smișno. Da-i smișno. Okay. Spune un mesaj elevilor care urmează să susțină bacalaureatul. Cred că să fie un mesaj pentru mine și pentru toți. Principalul, să nu retrăim. Asta tot strică. Trebuie să fim pozitivi și să credem în puterile noastre. Și dacă mai venim și la examen, putem, da? Asta e precis când noi azi dăm. Exact. Dă un high five.